Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 is Moldavië het armste land van Europa. Veel jongeren en jonge ouders vertrekken naar het buitenland voor beter betaalde banen. In de dorpen blijven kinderen en ouderen vaak zonder hulp achter. Homecare is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die thuiszorg biedt aan eenzame ouderen. Doamna Elena trăiește mizer, pentru că a născut și a educat 5 copii, dintre care 3 au plecat, a rămas numai cu Lida, invalidă din copilărie, și are băietul Nicolae, care primește pastile, e bolnav de tuberculoză. Și pensia e mizeră, s-a îmbolnăvit din februarie, anul 2019 s-a îmbolnăvit, a căzut și a lovit piciorul și de atunci nu i-a cat stă la pat, nu s-a mai ridicat din pat. Cei care au plecat s-au dus, ei trebuie să vii dacă nu ori vine, nu știu. Dar cu mine băiețul și asta. Tot pur și fac o capică. Mi-e că e greu trăit. Și trăiește. Nimeni nu trăiește degeaba. Să nu muncesc, nu mănânc. Dar eu cum să muncesc, dacă nu pot? Nu mă uitați, mai intrați la noi, mai des, că vă mulțumesc frumos. Și au nevoie, mai scurt, de ajutor, pentru că ei n-au de foc, e ca vine iarna, n-au lemne, n-au... E ca chiar într-adevăr sunt care n-au cu ce spăla, n-au praf de spălat, sodă, toate este. Steun dit werk via Kerk in Actie, zodat meer zieke eenzame ouderen in Moldavië zorg en liefde kunnen krijgen. Namens ouderen, zoals mevrouw Helena, dank je wel.